Domnului preasfântului Domnul, sfânt și mântuire de oameni, totdeauna, acum și până la și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nădăjdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ale Sfinților, Săviților și tuturor laudaților apostoli, cu ale celor întrusinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Drepților Dumnezești, Părinții Achim și Ana și Fedore tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni viitor. Așa a făcut și Mântuitorul.
toată partea bărbătească ce deschidea mântece era Sfântului Dumnezeu încă din lege. Și când se aducea la 40 de zile în biserică, se obișnuia să se aducă un miel, iar care era mai necăjit aducea doi porumbui de porumbei și apoi și celălalt care erau și mai necăjiți aduceau două turturele. Aceasta era legea și trebuia făcută în tocmai. Maica Domnului fiind amărâtă, era necăjită, nu și-a putut permite ca să aducă un miel, ci doar trebuia ca să împlinească legea. Și a venit la 40 de zile în Ierusalim. Aici, în Ierusalim, când a venit la biserică să aducă pruncul, a dus de Duhul Sfânt, era bătrânul Simeon. Acest bătrân avea și el o lege a lui, că era atât de bătrân, avea vreo 300 de ani și nu murise. Îi legase Dumnezeu viața. Și cum s-a întâmplat? Când Ptolomeu a decis ca să traducă Biblia din ebraică în greacă, a chemat 70 de înțelepți iudei. Printre acești înțelepți era și bătrânul Simeon. Era mai tânăr atunci. Și când a ajuns la stihul lui Isaia care zice: iată, semn se va da vouă, fecioară va lua în pântece și va naște fiu și se va numi numele lui Emanuel. El nu a înțeles cum vine acest lucru și a dat ca să-și teagă. Și atunci a venit îngerul și l-a oprit. Nu vei muri până nu vei vedea pe Hristosul Domnului. Și în felul acesta el a scris în tocmai cum se scria acolo în ebraică. Timpurile s-au scurs, era bătrânețea peste el, a nins mult în capul lui, era alb, dar el totuși nu și-a pierdut cumpă, mintea avea întreagă și credința tot întreagă. Și atunci a venit la biserică, la 40 de zile, a fost adus de Duhul Sfânt ca să împlinească pe Maica Domnului și să o primească și să primească pruncul în brațe. El era în biserică când a venit Maica Domnului și cu tutorele său, al Domnului cu Iosif, bătrânul Iosif. Și l-a luat în brațe bătrânul Iosif și a spus: acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzul ochii mei mântuirea ta, care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor și slavă poporului tău, Israel. Acest cuvânt a rămas unul cu lumină plină, care cântăm la vecerile, cele mai vechi cântări din Biserica Ortodoxă. Am vorbit așa ca să-L slobozească Dumnezeu din chingile vieții, că viața era groaznică pentru El. Gândiți-vă ce înseamnă un bătrân acum, la vreo 300 de ani, că oamenii trăiau tot ca acum, în timpul Mântuitorului.
și ridică pe prunc în brațe și îi spune acest lucru lui Dumnezeu. Era prunc de 40 de zile, dar a grăit ca unui stăpân, a grăit ca unui matur, a grăit ca lui Dumnezeu. Că el atunci a văzut că a venit Mântuitorul pe pământ. A venit Iisus Hristos, Cel de care și-a adus aminte la sticul lui prorocul Isaia, că iată Fecioara Domnului dege. Și într-adevăr a văzut împlinit acest cuvânt. Împreună cu el era și o bătrână cinstită și foarte credincioasă, prorocița. Ana, prorocița care a început să trăiască despre Mântuitor. Deși era prunc, ea vorbea că nu degeaba îi zicea prorocița. Vorbea cu prorocie, acesta a făcut cerul și pământul. Acesta ne-a făcut pe noi, acesta a făcut mare și toate ce sunt întrânsele. Prorocii care ne spune despre Mântuitorul, cel care a primit pe prunc a fost prorocul Zaharia, tot acela care a primit-o pe Maica Domnului când a venit în biserică. Știți că la 3 ani a venit în biserică și mare rământă prorocul Zaharia, care era tatăl Sfântului Ioan Botezătorul, a primit-o în brațe și a trimis-o direct în Sfânta Sfintelor. Iubiți credincioși, tainele acestea s-au desfășurat într-o obscuritate. Nu era lume multă, dar nici nu avea nevoie. Știm că botezul a fost doar cu Sfântul Ioan Botezătorul și câțiva oameni, dacă o fi fost și vreo. Dar a fost îngerii care au cântat că oamenii dormeau, oamenii erau lenevoși, ei nu aveau treabă cu aceste lucruri. Dumnezeiești ca și astăzi. Vedem că bate clopotele, vedem că se vorbește la biserică, dar lumea are treburile ei. Și așa a fost din totdeauna. Lumea e cu ale lumii, în căunosul lumii, în mizeria lumii se zbat toți oamenii. Doar cei care reușesc să evadeze din lume și să vină la biserică, aceia au parte de darul acesta. Prorocul Zaharia a așezat-o pe Maica Domnului cu fecioară și nici cum cu Maria, că era un loc unde le așeza pe mame. Atunci când intra în biserică la 40 de zile. Dar el a făcut un lucru necugetat din punct de vedere al ideilor. Ea, mamă fiind, a pus-o cu fecioară. A fost prima mărturie că Maica Domnului a fost fecioară. Și prorocului Zaharia i s-au descoperit multe taine. Pentru aceasta a făcut și acest lucru părut necugetat din partea iudeilor. Iubiți credincioși, Domnul Hristos a venit pe lume. L-am văzut că s-a tăiat împrejur și i-a pus numele. Îl vedem acum la 40 de zile. Și culmea că îi spun lui Ierod că l-am văzut acum pe Iisus în biserică, dar imediat Domnul Hristos a și plecat
împreună cu mama și cu tutorele său, cu Iosif, au plecat în Egipt. Că Irod căuta sufletul copilului. De urmă a fost făcut acest pogrom când au omorât 14.000 de pruci nevinovați. I-au omorât în Vitleiam cu fel de fel de chinuri. Și atunci s-a împlinit ceea ce s-a zis, că lasă că auzim Rama. Rahil plânge pentru pruncii ei că nu sunt. Rahil era mama lui Iosif și a lui Beniamin și a unit la nașterea lui Beniamin. Apoi Domnul Hristos este întâmpinat de fapt darurile care s-aduc preot. S-aduc două perechi de turturele. Și nu s-a adus doi pui de porumbei și doi de saurmia, cum a spus Maica Domnului, era sărată și nu avea nevoie. O turturică se junghia și una se lăsa liberă. I se dădea drumul. Aici arată cele două fire ale Mântuitorului. Firea omenească și firea dumnezeiască. De ce se junghia? Fiindcă Mântuitorul avea să moară pe cruce. Aceasta ele simboliza moartea Mântuitorului. Deci era abia născut Fiul lui Dumnezeu și era descris în moartea lui. Cealaltă se zlopozea să dea drumul la cer să se ducă, simbolizând dumnezeirea, că așa cum acea turturică care era junghiată rămânea acolo, iar cealaltă se înălța la cer, așa din cele două fire ale Mântuitorului, una rămânea pe crucea Golgotei și apoi se dădea în mormânt, și alta zbura, era dumnezeirea. Vedeți lucruri dumnezeiești care s-au făcut și s-au făcut numai și numai pentru mântuirea omului. Toate s-au făcut, iubiți credincioși, cu lups de amănunte, era prorocit ca să se împlinească acestea. Dar omul nu vrea să creadă. Cum este acum, îl caută pe Hristos, îl caută pe Mesia, este o deșertăciune. Ce să mai cauți altă Mesia, fiindcă acesta care a fost prorocit și n-a văzut cum a venit, a împlinit toată legea, a venit ca să ne mântuiască și noi să credem. Când îl primește dreptul Simeon în brațe și îl ridică și zice, acum slobozește pe Domnul tău, Stăpâne, a prorocit și despre Maica Domnului și a spus, sabie va trece prin sufletul tău, că acesta este sper înălțarea multora și pocăminea altora. De ce a spus acest lucru? Sabia era tristețea Maicii Domnului când și-a văzut Fiul pe crucea Golgotei. Nu-i trebuia altă jignire mai mare, era ca o sabie care a trecut prin sufletul său. Un om nevinovat este răstignit și dată sentința de cea mai groaznică moarte. Dar Mântuitorul a răbdat, a tăcut și a mers pe crucea Golgotei. Și spre căderea și spre plecarea multor,
înseamnă pentru cei care cred în Hristos că este Mesia, este Mântuitorul lumii, se vor ridica, se ridică din mocirla păcatului și ridicându-se, conștientizându-L pe Domnul Hristos, merge după El. Că Domnul Hristos este o icoană a omului cum trebuie să fie, că din cauza aceasta s-a făcut om pentru noi, fără de păcat, că vedeți că noi în viața aceasta trecătoare ne alegem un model, ne alegem un prototip și vreau să ajung acolo. Așa și omul care tânjește după Împărăția Cerurilor, îl avem pe Mântuitor și după Mântuitorul avem pe Sfinții Apostoli, avem o pleiadă întreagă de Sfinți de la care, ca la niște izvoare, ne putem apropa. Nu în zadar a spus prorocul David, alergat a sufletul meu precum cercul la izvoare. Alergăm la Domnul Hristos că sufletul nostru este însetat. Sufletul este păcupit de haina botezului, că diavolul ne cântește în fel de fel de păcate și în felul ăsta ne șefuiește. În primul rând, intră cu mântria în om, apoi cu toată trena lui de păcate, poate îl corupe pe om și îl gândește în pântecele iadului. Deci acest suflet păgubit de slava lui Dumnezeu trebuie să alerge la acest izvor, la biserică. Că vedeți, indiferent cum suntem noi, totuși când vii la biserică, prinzi un pic cuvântul, îl accepti, atunci totuși încerci ca să fii altul. Nu e totuna că atunci când te duci la discotecă, te duci la munci, te saturi de băutură, de tutun, de nebunie, de toate lucrurile care sunt antagonice Împărăției lui Dumnezeu. Vedeți, iubiți credincioși, tainele bisericii, cât de firesc l-a făcut Dumnezeu pentru noi oameni. L-a făcut, dar noi trebuie să le acceptăm. Trebuie să le înțelegem. Că de ce este așa și nu altfel? Că să știți că dacă ar fi fost altfel după cum vrea mintea cuiva, altul întreabă, de ce e așa și nu altfel? Deci Mântuitorul a venit om desăvârșit și ne-a arătat un nou calea care este spre Mântuire. Au venit Sfinții Apostoli plini de Duhul Sfânt, au făcut minuni cutremurătoare și ca răsplată îi băteau iudeii de asemenea cu moartea, fiindcă ei nu primeau. Și aceștia erau care cădeau, fiindcă Mântuitorul, după cum este descris în Evanghelie, este piatra de potignire pusă în Sion. El a dat legea și a venit în cele de urmă ca om desăvârșit, ca să ne izbăvească pe noi. Iubiți credincioși, rămâne numai omului în latitudinea lui să accepte. Că în varianta cealaltă, dacă nu acceptăm, variantă de compromis nu mai este. Pântecele iadului
îi mănâncă pe aceia. Noi trebuie, cum este o pildă pe undeva prin viețile Sfinților, măcar să târâim crucea după noi, dar să nu o lăsăm. Că știe Dumnezeu neputința omului, târâită, dar o duci la Hristos. Dacă nu poți să o iei pe cruce, să o iei de el, se mulțumește Dumnezeu și cu aceasta. Nu mai trebuie ca să împlinim legea. Toate acestea vedeți că s-au făcut spre împlinirea mântuirii omului. Bătrânul Simeon, pe urma Așinului, că l-a văzut pe Domnul și s-a împlinit prorocia, că i-a spus atunci când a tradus Biblia, a venit Îngerul și a pus mâna pe mâna lui și a spus: nu vei gusta moarte până nu vei vedea acestea împlinite. Și într-adevăr, așa a fost. El cred că a înviat la învierea Domnului Hristos. Că spune acolo, mulți drept s-au înviat și au intrat în Ierusalim. Cred că a înviat și el. Iubiți credincioși, ce vrem mai mult decât ne-a dat Domnul nostru Iisus Hristos? Cereți fiecare și vedeți dacă nu a completat Domnul Hristos toată panoplia de mofturi de om. Dar acum nu ne rămâne decât să mergem pe calea Lui. Că gustați că bun este Domnul. Gustați și vedeți cât de bun este. Lui să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor.